Pescuitul, un hobby liniștit și relaxant, poate aduce uneori evenimente neașteptate. Cum ar fi să prindă vecinul de baltă mai mult decât tine sau să fii martor la o intervenție spectaculoasă a oamenilor legii. Poliția 112, ce urgență aveți? Cum vă numiți? Unde vă aflați acum? Care este adresa? Este cineva rănit? Aveți nevoie de ambulanță? Am rugămintea să nu intrați în contact cu cei doi. Trimitem imediat un echipaj de poliție. 4411-4410. Comunicați. Deplasați-vă dumneavoastră pe strada Auzinei, la lac. O persoană ne-a sesizat că doi bărbați se bat pe mal. Apelantul se numește Mircea Grosu. Recepționa 4410, ne deplasăm. Ce s-a întâmplat? Lasă, lasă centru acolo, ați urmă mașina, lasă-o acolo. Să notăm, haide doar 440, avem nevoie urgent de ambulanță pe strada Uzinei, la lac, o persoană se neacă. Recepționat 4411, trimitem ambulanța. Am acționat imediat în vederea scoaterii din apă a persoanei. În astfel de situații, fiecare secundă contează pentru salvarea vieții victimei. Costea, ajută-mă să o tragem! Lasă-te-mă, Costea! Uite că n-am mărit ce-l. Am la cutie francă, am zis că acolo rău. M-auziți? Mergeți mai spate, ora. Mergeți pe partea stângă, mergeți mai spate. Aici este, veniți repede. M-auziți? Da. Să fiți bine, da? Pentru 4411, am scos persoana din lac. Recepționat 4411, țineți-ne la curent. Ce s-a întâmplat? Domnul, m-a auzit? Ce s-a întâmplat? M-a auzit? Era în apă. Nu a fost nevoie de manevre de resuscitare, el a lovit la cap. Haideți să-l întoarcem pe spate, să punem un guler cervical. Ajută. Da? Țineți dumneavoastră capul, vă rog. Treceți în poziția mea. Bine, imediat. M-auziți, da? Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat? V-a lovit în cap. V-a lovit în cap? Cine v-a lovit? Ce ați văzut mai exact? Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră ați sunat? Ce ați văzut mai exact? Șerban? Bărbatul mi-a spus cu greu că a fost agresat de către un tânăr și că în urma unei lovituri s-a dezechilibrat și a căzut în lac. Află acum cât timp a plecat, îl cheamă Șerban. Dă-l în atenție, a plecat. Cine l-a scos din apă? Eu. Dumneavoastră aveți nevoie de îngrijiri medicale? Sunteți bine? Cum arăta? Înțeles că îl cheamă Șerban, îl cunoașteți? Nu cunoaștem pe nimeni de aici. Dar domnul îl cunoașteți? Nu. A stat deci între noi aici, cât eram noi la pește, că nu eram la pește. Asta pe 4411. Nicio treabă și până au venit ceilalți. Adică a venit băiatul ăla. Pentru 4411, aveți în atenție, e o persoană pe nume Șerban. Ce vârstă are aproximativ? Cum arată? E tânăr. Dar 25 bine făcut, solid așa. Brunet, cu barbă. Cu barbă, părul cum îl avea? Cum era îmbrăcat? Avea un tricou negru. Da. Mulat pe el, că de-aia se vedea că e solid. Altfel ne băga noi, dar... Da, eu sunt și operat. Tricou negru, da. Era tatuat. Avea o mână tatuată. Da? Ce fel de tatuaj avea?
tatuaj mare. În cauză ar avea tatuaje pe corp, pe brațe, zic că un negru mulat. Recepționat 4411, dăm în atenție. Către toate echipajele dăm în atenție pe numitul Șerban, aproximativ 25 de ani, are tatuaje și este îmbrăcat cu un tricou negru. Este căutat pentru că a agresat în urmă cu puțin timp un bărbat. Dumneavoastră cum vă numiți? Mircea Grosu sunt. Grosu Mircea? Da. Și data nașterii, domnul Grosu? 2 august 60. Este în regulă. Deci ați aici la pescuit dumneavoastră, da, și cu prietenul dumneavoastră? Undițele, scaunele, tot. Dumneavoastră cum vă numiți? Ilie. Vasile. Vasile Ilie. Ionel Vasile. Ionel sau Ion? Ionel, da? Ionel Vasile. Să-mi spuneți data nașterii, 2-12-1944. Încercați să puneți și pe dumneavoastră folia asta, vă ajută. Înveliți-vă cu ea. În urmă, cât timp s-a întâmplat? Nici 10 minute, 10 minute, 12 minute. Maxim un sfert de oră. Maxim un sfert de oră. Se băteau aici sau ce s-a întâmplat mai exact? S-au împins? El a venit înainte. Da. El a fost înainte aici. S-a uitat la noi, l-am lăsat în pace, da. Și ce-au făcut mai s-a așezat exact? Să-mi fumeze o țigară, a vrut la telefon și pe un moment dat a apărut. A venit din spate și l-a lovit? Nu, nu l-a lovit, că se cunoșteau, am impresia, că s-au văzut, sau da, au vorbit frumos, cam liniștit. După aia a început să se certe, să țipe unul la altul. Nu știu ce s-au certat? Ceva cu bani. Și domnul cum a ajuns în lac? Păi nu, că amândoi au ajuns în lac. S-au luat, s-au bătut de pe mal până pe lac. S-au căzut în apă, s-au dus și s-au dat pumn pe acolo. Și la un moment dat, respectivul care a fugit, când s-a ridicat din apă, a ieșit cu un pietroi în mână. A găsit și probabil un pietroi. Și cu pietroiul ăla l-a lovit pe ăsta, da. L-a lovit și a rămas așa. Omul a fugit. Ce era să-i facem? M-auziți? O să vă punem la degete, să vă monitorizăm. Gata, se pune și mâna acolo. Hai să-l punem pe targă. Punem pe targă repede? Da, da, haide. Du-te în partea. Eu pe partea asta, trase. Hai unul aici. Colegii de la SMURD au monitorizat starea victimei și au acordat îngrijiri medicale. Bărbatul este conștient, starea sa de sănătate fiind stabilă. Și când a căzut, s-a ridicat, era deja cu un pietru în mână. L-a lovit pe omul ăsta. O ajut? Nu, da. Nu, 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 ok. Da, da? Da, n-a ajut, pe l-a murit. Fii dat în atenție și cu semnalmente, mi-au spus domnii mai devreme ce s-a întâmplat exact, detaliat. L-am îmbrăcat în lucrul ăsta, l-am văzut. Haideți mai aproape și dumneavoastră. Să chem o ambulanță și pentru colega de la poliție, că și ea este udă și e posibil să fie hipotermică. Dispecerată pentru mașina de prim ajutor. Ne ajung nevoie de mașina de prim ajutor. Dați-vă apartament. Iată, aia butelia, seamă-ți. Monitorul. Gata, o să vă încălziți. Ambulanța este cald. Ce s-a întâmplat, domnul, mai știți? Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Da? Electrodii pe nase. Sunt pe defibrilator. A venit și a doua ambulanță. Domnul Andrei, un nume de familie, știi? De cerveține, să știi. Serban? Da. Dispecerea pentru mașina de prim ajutor, o să faceți ce dată de dumneavoastră. Colega de la poliție, da, a intrat în apă să scoată victima, da, are nevoie de îngrijiri medicale, e suspiciune de hipotermie. Am înțeles. Preluați-o dumneavoastră și... Preluau imediat. Da, oxigen, mi-e doamna aia pe oxigen? Da, da, da. Da? Da, da. Asta o colegă a susit pentru doamna? M-a lovit. Va trebui să mergeți la secție pentru a da niște declarații cu privire la ce s-a întâmplat, că ați fost martori la o agresiune și la o posibilă tentativă de omor. Chiar și mai târziu un pic. Când aveți noastră posibilitatea, dar cât de repede? Mai după masă încolo, adică o să mă duc acasă întâi să... Da. Liniștesc treaba și până, da. Și după care veniți la secție. Vin, că, da. Dacă tot am sunat și asta, normal, nu mă sustrag. Aici este colega mea. Acum, să vedem norocitul ăla, dacă îl găsiți, că... Și nu-l cunoașteți, nu l-ați mai văzut niciodată prin zonă? Deci aici s-au întâlnit ei. Că... L-a urmărit, a venit după nu, el? Nu. Respectiv a venit, s-a uitat la noi, nu m-am băgat în seamă și a prins o țigară și a vorbit un pic la telefon, s-a așezat pe vine. Și la câteva minute a apărut și omul în spate. S-a ridicat, s-au dat mâna, au vorbit normal, de se cunoșteau, clar. Da. Și de aici ce-au făcut, nu știu, că eu cu ochii
Nu ați auzit de la ce s-au certat motivul pentru era legat de bani, asta clar că deci de la bani. De la bani. Eu știu care treaba. Și de la țipete, scandal, de asta a început să se lovească. S-au împins până au ajuns în apă. Să-mi spuneți la ce spital o să-l transportați? La spitalul Elias. Da, recepționat. 4410, persoana va fi transportată la spitalul Elias. Recepționat 4413. Au plecat cu persoana la spitalul Elias. În regulă. Costi mi-a zis domnul Andrei, victima, că îl cheamă Șerban Stănescu. Îl cunoștea? De agresor, da, se cunosc. Avea o datorie la Șerban Stănescu de vreo 5.000 de euro. Da, s-au întâlnit aici, au dat întâlnire aici, practic. Și stă undeva la 10 minute. Vreau și o saturație și un puls, te rog. Nu mi-a dat adresa exactă, însă a zis că stă în zonă. Cristi. Avem o saturație de 95% și un puls periferic de 115 și tensiune arterială 130/94. Valorile sunt bune. 94, da? În glezgă de 15, da? Afirmativ. Ora lor e tensiunii, te rog. 17 și 18 minute. În momentul de față, cum vă simțiți? Foarte bine. Foarte bine? Da. Doriți transportul la o cameră de gardă? Nu, refuz. Refuzați. Da. În acest fel, va trebui să-mi consemnați și mie fișă că refuzați transportul la spital. Da? Aici. Poți să depui soximetrul. Da, da. La final de intervenție, vă rog, refuz transportul la spital. Și mi-asum orice risc. Chiar și cel de deces. Nume, prenume și semnătura dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc frumos. Costi, ce spate? Ele. Poliția, rămâi pe loc! Rămâi pe loc! La pământ, rămâi acolo, rămâi acolo! Rămâi pe loc! Rămâi acolo. Deci brațul ăsta. Domnul Șerban, de ce fugiți? Rămâi acolo. Vreau eu. Ai ceva pe la tine? Domnul Șerban, nu vorbiți cu noi? Dar nimic. Întoarce în fund. În fund. În fund. Rămâi acolo. Andrei e la spital. Ce ați avut de împărțit? Banii. Vreau bani înapoi. Ce bani, domnul Șerban? Banii mei, 5.000 de euro. 5.000 de euro? 5.000. Domnul Șerban, l-ați aruncat în apă, lovit la cap. E la spital, în stare gravă. Banii mei sunt mai importanți. Sunt mai importanți banii decât viața unui om? 5.000 de euro a costat o viață de om? Se pare că agresorul a rămas aproape de locul comiterii faptei. L-am urmărit pe destul, l-am imobilizat de îndată, fiind condus la autospecială. Răspunsul la toate întrebările noastre a fost că a precizat în acest mod pentru că își vrea banii înapoi. Unde ai fost în tot timpul ăsta? Te-ai întors acum sau ai fost aici tot timpul? Nu. Ce nu? N-am fost aici. N-ai fost aici? Sau unde ai fost? De ce ai plecat de aici? Îmi vreau banii și atât. Poliția? De ce n-ai anunțat ambulanța? Îmi vreau banii și atât. Asta e tot ce contează pentru tine, că îți vrei banii și atât, da? Cheia cu schimbul de ei. Dă-mi pe mașină. Nu sunt vinovat cu nimic, să știi. Îmi vreau doar banii înapoi. Banii mei. Îmi vreau doar banii înapoi. Da? Nu sunt vinovat cu nimic. Cercetările vor fi continuate pentru a fi stabilită cu exactitate situația de fapt. Bărbatul în cauză va fi condus la sediul unității de poliție pentru a fi audiat. În urma administrării probatorului vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Noi vă mulțumim că ați venit și repede. Și... El a fost, da? L-ați văzut? El a fost, da, da, l-am recunoscut. V-am zis, și cu barbă și tatuajul ăla, altul nu e. În regulă. Bine că ați venit repede. Ne-ar fi de ajutor să veniți la secție. Da, am vorbit cu colegul, da, vin eu. Strângem și noi asta, nu mai stăm, strângem și venim. Ok, după aia vă așteptăm, aveți cu ce. Da, 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 pe mașina noastră acolo. Mulțumim frumos. Zi bună. Hai, Costi. Asigură-te, urcă-te în spate.
În cauză s-a stabilit faptul că, în contul unei datorii, tânărul a lovit persoana vătămată cu un obiect dur în zona capului, provocându-i leziuni pentru care necesită 60 de zile de îngrijiri medicale. Față de acesta, a fost luată măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile și este cercetat în continuare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Doi bărbați se agresează fizic într-un club. Era ascund, era ascundit și era urât și lepidinos. Unul dintre aceștia are asupra lui un cuțit. Vrea să-mi facă rău. Era... Cine? Cine? La mașina, șoferul. Permisul a fost suspendat pe o perioadă de 60 de zile. Aveți dovadă înlocuitoare 15 zile. Eu am vrut să mă urc în spate și apoi eu spus că să mă urc în față. Rămâneți aici, o să... Rămâneți aici. Da. În seara asta mi-a zis că nu vine la muncă. Unde lucrați dumneavoastră? Cu ce vă ocupați? Dansatoare. Poliția, lasă-mi pace, poliția! N-avem la dispoziție în clipa asta o statistică, însă e sigur că banii sunt în top 3 motive ale conflictelor, iar când neînțelegerile duc la violență, e nevoie de oamenii legii. Comunicați pentru 4415. Deplasați-vă dumneavoastră pe strada Batiștii numărul 9. O persoană ne-a reclamat că doi bărbați se agresează fizic într-un club. Unul dintre aceștia are asupra lui un cuțit. Apelantul se numește Dorin Elefterie. El a ieșit din club când a văzut lucrul acesta. Da, recepționat, ne deplasăm. Bat într-un club? Da, da, da. Și are și un cuțit asupra lui. Deci trebuie să fim precauți. Bună seara, agentul Alexandru, ce s-a întâmplat? Dorin Elefterie. Agent șef. Doi bărbați se bat acolo jos. Mai sunt acolo în acest moment? Duceți-vă. Rămâneți aici, o să... Rămâneți aici! Da. Hai, Alin, hai, Alin. Ce faceți aici? Sunt patronul clubului, m-a furat ăsta. Cu cine te-a furat? De-a mea. Ești în regulă? Nu, m-a bătut. Dă-mi brațul. Brațul la mine. O parte. Bunul interese la deținere? Nu. Poate ce autor? Ai nevoie de îngrijiri medicale? Da, 4410, vă rog să trimiteți o ambulanță la adresă pentru îngrijiri medicale. Recepționat 4415, trimitem o ambulanță. Ai visionul sub tine? Rămâi aici. Ești în regulă? Hai, lasă-mă să te ajut, lasă-te ușor în partea dreaptă. Lasă-te ușor în partea dreaptă. Bagă mâna asta sub falcă, întinde mâna asta. Și întinde picioarele. Rămâi aici. Nu te mișca. 4410, vă rog să urgentați ambulanța la adresă. Recepționat 4415. Uite și tu cum l-ai bătut. Păi merita mult mai rău, m-a furat. Păi și trebuia să dai în el? Pe cum să nu dau odată ce a dat cu cuțitul spre mine? Trebuia să sună unul din trebuia să lovești, să-ți faci dreptate singur. Ce-i cu cuțitul ăla? Dacă m-a atacat cuțitul, a venit cu cuțitul spre mine, trebuia să mă apăr. Cuțitul era la el? Da! Încearcă să nu te miști. Cum? Eu sunt numai apretele lui pe el, nu m-am atins de el. Mi-a dat peste mâini. Gata, nu mai țipa, te-a rănit? Nu, nu, sunt ok. Dar, spune, ai spus că ești administratul barului, da? Sunt patronul barului. Și cum ai intrat el aici? Ăsta e client de al meu, dar venea fidel aici, era liniștit. Baga lui, dar s-a înfurat cu angajată de-a mea. Spune ce s-a întâmplat astăzi, cum ai? Nu era angajat, cum ai intrat? Cum ai eu eram în bar, eram la mine în birou și ei erau în bar și m-au furat, am văzut pe cameră. Am ieșit la ei. Și asta a fugit. A apucat, s-a mai atacat cuțitul, să nu mă duc pe ea. Și de ce nu era cineva în bar? Angajații unde sunt? Pe abia deschisesem. Aștept să vină și restul. Stai, nu știi, tu o să vină imediat în bar. Și el cu cine mai era? E angajata mea, e o dansatoare. Cum o cheamă?
Paula Clopotanu. Are vreo 30 de ani, e brunetă. Prindeți-o că acum a plecat, acum câteva minute. Acum câteva minute? Acum câteva minute. Dă-ne detalii cum era îmbrăcată, o să dăm în atenție. Alex. Niște pantaloni deschiși la culoare, mulați pe ea și o geacă. 44:10, vreau să dăm o persoană în atenție, este vorba despre o Paula Clopotaru, aproximativ 30 de ani, îmbrăcată cu o pereche de pantaloni albi, o geacă crem și are părul lung, drept și este brunetă. Recepționat 44:15, dăm în atenție. Către toate echipajele, dăm în atenție o femeie numită Paula Clopotaru, aproximativ 30 de ani, brunetă, părul drept, îmbrăcată în blugi albi și o geacă. Hai, uite că a venit și ambulanța. Bună seara. Acolo, acolo. Ce s-a întâmplat? M-a bătut. Sunteți lovit? Unde sunteți lovit? La față. Nu înțeles. Adu-mi, te rog, un guler cervical. Unde alt, unde altundeva sunteți lovit? Nu știu, la față. Înțeles. Imediat. Pregătiți-vă, rog, electrozii. 44:10, vă rog să trimiteți un echipaj la adresă pentru transportul unei persoane la bază. Recepționat 44:15, trimitem grupa operativă. 44:10, vă rog să trimiteți și un echipaj pentru a asista transportul persoanei la spital. Recepționat 44:15, trimitem un echipaj sprijin. Alex, hai că au venit colegii, să-l ia pe el la secție. Hai, hai afară. Rămân eu aici. Bună. Saturația ok, mulțumesc. În sprijin au sosit două echipaje din teren, pentru asistarea transportului la spital și pentru a-l conduce pe agresor la sediul secției. Colegul, poți să vii să ne ajuți? Bună ziua, ce faceți? Rămâneți aici, cine este dumneavoastră? De ce ați venit aici acum? Rămâneți aici. Nu vă mișcați, nu vă atingeți absolut nimic. Haideți ușor, cu grijă. O să vă explic imediat. Cu grijă. Vă așteaptă colegii sus pentru a vă ajuta la transportul la spital. Da, da. Spune și mie ce s-a întâmplat. Am văzut ambulanța afară, m-am speriat. Pardon, cu puțin timp a avut loc o agresiune. Cum vă numiți dumneavoastră? Cristina. Cristina Mihalache. Cristina Mihalache. Da, data nașterii. 29-4-1991. Vă rog mult, nu aveți voie să stați în acest moment. Păi și unde să mă duc? Intram în tură, e jobul meu. În câmpul infracțional nu aveți voie, o să vină colegii mei de la grupa operativă să facă cercetări la fața locului, vă rog să ieșiți. Putem să-mi dă vorba acolo pe hol, vă rog. Haideți. Aici nu aveți voie. Nu aveți voie. Deci cum v-am spus, în urmă cu ceva timp... Agresiune cine? Ce s-a întâmplat? Îmi spune și mie. Doamnă, lucrați aici? Da. De cât timp lucrați aici? De aproximativ un an. Și trebuia să intrați la serviciu? Da, acum era tura mea. Trebuia să intru în tură. Am înțeles. Și aveți cunoștință cine a deschis barul înainte dumneavoastră sau ce s-a întâmplat aici înainte dumneavoastră? Nu, din câte știu, colega mea Paula deschide barul mereu. Ea deschide barul mereu? Da. Doar că în seara asta mi-a zis că nu vine la muncă, că are probleme. Când ați vorbit cu ea? Nu știu, acum o oră, cred. V-a spus? Da, și ce v-a spus acum o oră? Că nu vine astăzi la muncă, că are probleme. Am înțeles. Nu știu exact. Să știți că ea stă foarte aproape. Cred că sunt 3 străzi distanță. Spuneți-mi strada, spuneți-mi adresa. Calderon 10. Am înțeles. E foarte aproape, cred că la 5 minute. Angajata clubului ne oferi mai multe informații despre colega sa, menționând că locuiește aproape de adresa unde este situat localul. Am plecat în teren după sosirea grupei operative pentru a efectua verificări. Trebuie să ia să ne vede cumva. Uite, oprește și tu pe partea asta. Fii atent că are aceleași semnalmente. Da, trage în față. Fii atent că seamănă. Da, trage în față aici. Bună seara, rămâneți puțin, vă rog. Bună seara, ce s-a întâmplat? Agent șef Constantin Alin, vă numesc de la secția 21. Agent Alexandru. Cum vă numiți dumneavoastră? Paula Clopotaru. Doamna Paula, puteți să ne spuneți și data nașterii, vă rog? 30 noiembrie 1990. Sunteți singura? Da. De unde veniți dumneavoastră la ora asta? De acasă. Unde locuiți dumneavoastră? 3 străzi, mai de aici. Unde lucrați dumneavoastră? Cu ce vă ocupați? Dansatoare. Unde, mai exact? La un club. Este aici, în apropiere? Da. Și ați fost... Când ați fost ultima dată la muncă? Astăzi. Astăzi? Da. Cam... Când? Astăzi? De dimineață. Am înțeles. Cred că ar trebui să ne spuneți ce s-a întâmplat astăzi exact. Pentru că noi știm exact ce s-a întâmplat și știm și unde lucrați. Și ar fi bine să ajungem de la dumneavoastră. Da. Ok.
Ideea este că patronul localului nu a venit el seară. Da. Și se strânsese o sumă foarte mare de bani. Și am vorbit cu iubitul meu că ar fi mai bine să plecăm într-o vacanță și să luăm acești bani. Și asta era soluția, să plecați în vacanță? Să furați banii de acolo? Era o soluție mai ușoară. Da? Mai ușoară? Haideți, vă rog frumos, lăsați geanta jos. Alin... Fața la perete, mâinile la ceafă. Mâna la mine. Urmează să facem și un control al bagajului, să vedem ce e. Hai să mergem la mașină. Mergi cu noi. Haideți că mă dor mâinile. De cât timp lucrezi la bar aici? De aproximativ un an. Aceștia? De câți bani stă acolo? Sunt banii de vacanță. Sunt banii de vacanță? Luați de unde? De la bar. De la bar, da? Am înțeles. Haine, tocuri. Da. Vor rămâne la noi banii aceștia, îi vom consemna într-un proces verbal, le stabilim proveniența. 4410, vă rog să trimiteți pe strada Nicolae Filipescu la numărul 20 un echipaj care să aibă în componența sau o colegă, vă rog, pentru un control corporal. Recepționat 4415, trimitem un echipaj care să aibă în componență o colegă. Credeți că asta era cea mai bună soluție, să furați banii de acolo din bar? Poate că nu, dar era cea mai ușoară. Proprietarul clubului este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fătămare corporală, fiind dispusă față de acesta măsura reținerii pentru 24 de ore. Bărbatul agresat este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, iar angajata clubului pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, urmând a fi luate măsurile legale ce se impun față de aceștia. Vreau să-mi facă rău! Era... Cine? Cine? Nu, mașina! Șoferul! Permisul a fost suspendat pe o perioadă de 60 de zile. Aveți dovadă înlocuitoare 15 zile. Eu am vrut să mă urc în spate și apoi a spus că să mă urc în față. Era un domn, era un domn. L-am adus aici undeva, pe partea cealaltă, departe. Îmi dai telefonul, că așa vreau a țipa la mine. Geanta nu pare să fie de domn. I-am dat un cot și am ieșit din mașină și am tărit și am început să alerg. Uneori, o călătorie cu mașina, condusă de un necunoscut, poate duce la complicații. Iar când complicațiile sunt dintre cele mai serioase, e nevoie de prezență de spirit și de oamenii legii. Permisul a fost suspendat pe o perioadă de 60 de zile. Aveți dovadă înlocuitoare 15 zile. Amenda este 870 de lei și puteți achitați în 15 zile 435. De asemenea, în primele 20 de zile de la începerea suspendării, puteți să dați o reducere de perioadă de stare, 13 din 15 întrebări, iar dacă promovați, o să se reducă perioada cu o treime. Asta înseamnă că o să stați 40 de zile. Nu sunteți obligați să dați testarea, doar dacă doriți. Asta e tot. Să vă puneți și centura, vă rog, puteți să mergeți. Actele vi le-am înmânat. O zi bună! Mergem, Alex? Hai să mergem. Ia vezi. Poliția! Poliția! Ce s-a întâmplat? Dumneșoară, dumneșoară! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Vreau să-mi facă rău! Era... Cine? Cine? Nu, mașina! Șoferul! Nu! Am comandat o mașină pe aplicație și nu mai știu numărul mașinii. Am reținut că trebuia să vină George în 2 minute. Într-un alb. A venit un alb și m-am urcat în mașină. Calmează-te puțin, mai știi numărul de înmatriculare? Ceva să te liniștești. Nu mai știu numărul. Te-a agresat, ți-a făcut ceva, ești bine? Nu, sunt bine. Ești lovită, ce ți s-a întâmplat? Da, sunt... Deci, eu am... și-o venit când, după ce am comandat mașina, a venit o mașină, un loc alb, și-o am deschis și-am întrebat dacă e pentru Andreea. Și-o spus că da. Și eu am vrut să mă urc în spate și apoi a spus că să mă urc în față. Că în spate a fost cineva cu un câine mai devreme. V-ați urcat în față? Da, m-am urcat în spate, în față m-am urcat. Deci nu era șoferul din aplicație, era altcineva. Păi, da, pentru că eu după ce m-am urcat în față și am început cursa, am primit mesaj pe telefon că șoferul meu a ajuns și atunci mi-am dat seama că ăsta cu care eram în mașină nu era șoferul meu. I-ați spus să vă lase i-am spus, da, i-am jos, spus, că nu este șoferul? Da.
Eu i-am spus, vă rog frumos, opriți mașina, vreau să cobor. Și el, după aia, a spus că să-i dau telefonul. Și eu i-am spus, cum să-ți dau telefonul? Nu-ți dau telefonul. Și el a zis, îmi dai telefonul. Așa vreau, a țipat la mine. Și apoi mi-a smuls telefonul. V-a agresat fizic? Ai nevoie la spital? Nu vreau la spital. Pentru a evita situațiile similare cazului de față, recomandarea noastră este să fiți foarte atenți atunci când folosiți un mijloc de transport de tipul ride-sharing și să vă asigurați că informațiile primite în aplicație corespund cu cele ale mașinii în care vă urcați. Calmează-te puțin, spune-mi, te rog, ce semnalmente avea bărbatul, cum arăta? Cum arăta? Avea ochelari, era brunet, avea barbă și avea burtă și era așa... Deci era corpulent, da, înalt sau scund? Era scund, mic și era urât și lipidinos. A menționat în vreun moment numele lui, a spus ceva? Nu mi-a spus, eu știu că de pe aplicație trebuia să-l cheme George, dar nu era George. Și după ce mi-a luat telefonul, mi-a aruncat toate lucrurile în spate, a început să-și plimbe mâna pe piciorul meu. Și eu i-am dat mâna la o parte și i-am spus, nu mai fă asta, lasă-mă să cobor, vreau să cobor. Te-a agresat? Da, mi-a dat o palmă și mi-a dat o palmă când i-am dat mâna la o parte și a zis că dacă mai fac asta o să-mi taie mâna. Apoi la intersecție aici, mai încolo puțin, a trebuit să încetinească și când a încetinit eu mi-am desfăcut ușor centura și i-am dat un cot și am ieșit din mașină și am sărit și am început să alerg. Dar n-ai văzut număr de matriculare? Nu mi-am amintesc numărul de matriculare. R3 către dispecerat, mă recepționați? Comunicați R3. A oprit o persoană de sex feminin la noi, a zis că a fost agresată într-un alb. Persoana are ca semnalmente este scund, corpulent, brunet și cu barbă. Dacă puteți să dea și mașina în atenție. Recepționat R3, dăm în atenție auto. Alte detalii ne mai poți oferi? Nu, nu știu, ai observat mașina să fie avut, nu știu, un ceva, un semn distinctiv? Nu mai țin minte nimica. Se observă că tânăra este afectată în urma producerii evenimentului, ba mai mult, prezintă semne de violență la nivelul feței, despre care a susținut că au fost produse de către individul în cauză. Din cele relatate, tânăra nu își poate aminti decât marca și culoarea autoturismului, precum și semnalmentele bărbatului. Către toate echipajele, dăm în atenție auto marca în alb, condus de un bărbat scund, corpulent și cu barbă. Ești rănită? Ai rând la picioare și... Nu, alerg, nu puteam să alerg, aveam tocul. Hai de acolo să te încalzi. Mă încalzi, unde? Stai, ține-te puțin, hai de acolo la mașina de poliție. Da. Ușor. Ajută-o, Alexandra. Vrei să te ajut? Nu, vreau să-l găsim, că am telefonul, am geanta, am portofel, am tot în mașină la el. Ai cumva ce funcția ai? De găsirea telefonului? Am un ultimul model, da, am aplicația. Localizarea o ai activată? Da, era, locația era activată când am plecat. Ok, ești de acord să încercăm să localizăm telefonul? Da! Bun. Pentru asta va trebui să-mi dai contul tău, ești de acord, da? Să intrăm de pe telefonul meu? Da. Poftim. Gata. Având în vedere că telefonul fetei a rămas în mașină, se poate găsi locația unde bărbatul pe care îl căutăm s-ar putea afla. Andreea, spune-mi tot numele tău, cum te numești? Andreea Dinu. Dinu Andreea, născută la data de? La data de 22 martie 2002. 22 martie 2002, da? Da. Perfect. Unde ai domiciliu? Strada Primăverii, numărul... Da, e în regulă. Alex, hai să mergem pe Victor Brauner. Acum mi apare localizare. Ar fost acum 10 minute aici. Da, nu hai e foarte departe de aici. O să mergi cu noi. Ca să mergem să-l găsim pe... Bine. Da? Da? Hai. O să stai în spate, colega. Te rog. Am dat în atenție autoturismul, precum și semnalmentele șoferului. Noi am pornit în căutarea autoturismului conform localizării telefonului. R3 către dispecerat, persoana vătămată are telefonul în mașină, i-am localizat dispozitivul, o să mergem către locație. Recepționat R3, să ne transmiteți când aveți informații noi. Alex, îmi apare acum 7 minute pe drumul Gura Crivățului. Gura Crivățului? Da. Este bine că nu, văd că nu am închis telefonul dacă momentan primim localizarea lui. Mai aveai baterie la telefon? Mai aveam 10%. Puțină.
Te-ai liniștit puțin? Da, sunt Alex, bine. Acum 5 minute mi-apare pe drumul Gura Bădicului. Am înțeles. Mi-apare. Este în capătul străzii la stânga. Ești în regulă, te-ai mai liniștit puțin? Da. Este pe strada Brățării, chiar în apropierea parcului Taylor. Parcul Taylor? Da, da, da. Este chiar de la sensul giratoriu, puțin mai față, pe lateralul parcului. Acum 3 minute, mi-apare. Ok, în regulă, o să fie bine. Îl recunoști dacă îl vezi, da? Da. Am ajuns în dreptul parcului, se vede. Alexandra, uite de mi apare pe lateral în față. Nu s-a mai actualizat. Partea stângă? Da, chiar pe partea cu parcul. Uite, cred că aia e. De care? Acolo. Care? De acolo, aia, Alex, așa. Solicită un echipaj spre ei. Da, da, sigur, asta e. E trei către dispecerat, am reperat mașina, solicit un echipaj spre ei. Recepționat, R3, trimitem un echipaj sprijin. Rămâi la mașină, te rog. Intră în mașină. Intră în mașină. Rămâi în autoturism. Bună seara. Brigada rutieră, agentul Ungureanu. Documentele să mi le prezentați și mi-o, vă rog. O secundă, imediat. Ce aveți în mașină acolo? Ce transportați? Geaca, portofelul, telefonul. Și actele mașinii. O secundă, aici ar trebui să fie. Păi și ce aveți în geantă acolo? Ce geantă? În geantă, a spus că aveți o geantă. Nu, în geacă, zic. Geacă. A, acum a căzut și asta. A, cred că a uitat un client ceva. Eu sunt șofer, știți? Șofer... Actele mașinii, vă rog. Taxi? De Uber? Eu sunt pe aici undeva. O secundă. Documente în acest sens aveți? A spus că sunteți șofer. Da, nu le am, nu știu unde sunt. Erau pe aici toate, dar... Știți cum e? Na, le mai uiți acasă, le mai... Păi ar trebui să le aveți în permanență. În primul rând, sunteți obligați să aveți apsibildul în geam. Faceți Uber. Da, nu știam, nu ne-au zis, că n-am... Păi dumneavoastră ar trebui să cunoașteți aceste prevedere, având în vedere că practicați acest job, nu? Păi și cu rucsacul, ce aveți de gând să faceți? Cum îl înapoiați? A, păi pe aplicație, nu știu, intram și spuneam... Ia arătați-mi puțin acum aplicația. Da, stați așa. Când ați avut ultimul client? Nu știu, nu... Arătați-mi pe aplicație. Nu merge, nu știu, e blocată. Nu vă merge nici aplicația acum? Actele nu le aveți, aplicația nu vă merge? Ce să am o zi mai... N-am... Pe ce fel de șofer de Uber sunteți noastră dacă aplicația nu vă merge, actele nu le aveți? Pe cine ați transportat ultima oră? Când? Să fie vreo... jumătate de oră, o oră, nu știu. M-am oprit, am fumat o țigară, am băut o cafea și... Ce era, femeie, bărbat? Ce ați transportat? Era un domn. L-am adus aici undeva, pe partea cealaltă de parc. Geanta nu pare să fie de domn. Nu știu, am mai avut și femei astăzi. O să trească să vă facem un control la autovehiculului, să știți. Să coborâți din mașină, vă rog, până o să facă colega controlul mașinii. Haide, coborâți. Obiecte interzise. Veniți aici, nu, adică veniți aici, lângă mine. Și... Stai în gând. Nu, stai aici. Dar de ce sunteți agitat? Aveți ceva să ne ascundeți? Nu, e o situație ciudată, așa, adică veniți la mine. De ce ciudată? Că facem un control al mașinii? Nu, dar mă dați așa jos, adică am uitat actele, se mai întâmplă, le mai uiți, dați-mi amendă pentru acte și aia e, adică... Asta am înțeles și aici, avem de făcut. Ce facem aici, adică mă luați așa ca pe ultimul infractor, de zici că... Deci asta înseamnă că sunteți infractor? Dacă controlăm mașina... Mă țineți așa de mână, doamna, credeți că fug? Așa se procedează. Dar nu înțeleg, eu geacă, e portofel. Puțin, motivul opririi, sunteți suspect în cazul unei agresiuni sexuale, să știți. Ce ai, domnule, nebun? Calmează-te puțin, calmează-te aici. Rămâi aici. Stai, mă, puțin, dar... Fără mă, nu ne tragem de șiretul. În urma efectuării controlului autoturismului, a fost găsită pe bancheta din spate geanta persoanei vătămate. Geanta aceasta este a domnului de care ziceați?
Nu, a mai fost o domnișoară la un moment dat care s-a comportat foarte ciudat și... În ce sens s-a comportat ciudat? Nu știu, era așa, a sărit din mașină, țipa, nu știu ce făcea și probabil una ei era, nu știu, e... Păi de ce a sărit? Eu știu, da, se mai întâmplă, mai sunt oameni de genul. Am înțeles, și geanta este a domnișoarei de care spuneți? Nu știu, cred că e a domnei. Dar vă rog frumos, mă mai țineți așa, că n-am făcut nimic, adică de ce veniți așa la mine? Ascultă-mă puțin, calmează-te. Dar eu nu mă uit în spate, adică oamenii când intră trebuie să știe ce e cu lucrurile lor. Da, el e omul care mi-a făcut. Ce ți-a făcut? Tu mi-ai făcut, tu nu mi-ai ținut. Ce ți-a făcut, domnișoară? Ce ți-a făcut? Dar ia și tu mâna de pe mine. De ce să mă calmez? Dar n-am nimic. Eu sunt foarte calm. Uitați-vă la aia. Uitați-vă ce pizate. Ce vă pui cu cicile? Calmează-te. Rămâi calm. Bărbatul a negat producerea incidentului, devenind recalcitrant. Astfel a fost imobilizat. În acest timp, am încercat să calmăm victima și să-i oferim acestea o stare de siguranță. Frate, n-am făcut nimic. Păi și atunci de ce te agiți? Păi mă iei așa că... Mă, uite-l! Uite-l! Ce uite-l! Calmează-te! Te rog, rămâi, uite-te la mine. Ești în siguranță acum, da? Nu sunt în siguranță! Da, ești în siguranță, te afli cu noi acum. Atenție la cap, atenție la cap! Ok? Va fi totul bine. Da. Va răspunde pentru ceea ce a făcut. Pot să-mi iau geanta? Îți vei primi și geanta, da? Calmează-te. Important acum este să fii tu bine, să te liniștești și să te calmezi, ok? Da. Sunt calm. Alex, să spui pentru 4410 să urgenteze echipajul. R3 către dispecerat, mă recepționați? Comunică R3. Am identificat agresorul, să vă grăbiți să ne trimiteți un echipaj sprijin. Noi ne vom... deplasa acolo la secție. Recepționat R3, echipajul sprijin este la 2 minute distanță. Vreau să mă duc la secție ca să dau o declarație. Vreau ok, deci doresc să mergi la secție. Da, vreau să-l bag în închisoare. Vreau să mă duc să dau să depun o plângere de aia. Deci ce aveți? Am înțeles. O să vină niște colegi de-ai noștri, o să vii cu ei la secție. Dar nu vreau să rămân singur aici. Nu rămâi singur, nu plecăm până nu vin colegii noștri. O să vină colegii noștri. Când vin colegii noștri, tu pleci cu ei, noi mergem cu ei la secție. Bine. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul în cauză a săvârșit din luna iulie anul curent și până în prezent 3 infracțiuni de agresiune sexuală față de diferite persoane de sex femeiesc și o infracțiune de furt. Față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun. Totodată, prin intermediul mass mediei, au fost identificate celelalte victime ale infracțiunilor care nu au depus plângere până în acest moment. Da, dar să nu mă lăsați singură. Nu te lăsa singură, acum ești cu noi aici, ești în siguranță, ok? Avem nevoie urgent de o ambulanță, avem o persoană junghiată. Alin, vedeți că fuge, are o geacă roșie în partea stângă. Cine te-a junghiat? Angelo, fostul meu prieten l-a înjunghiat. Uite, stai pe loc! Stai pe loc! Suntem pe Străulești. Ieșim și noi de pe strada Brodinea, o să le ieșim în față. Oprește motorul! Mile pe volan! Rămâi cu mine pe volan!